Salutare! Tot aud faptul că dacă vrei să lucrezi în IT, trebuie să știi programare. Toată lumea este disperată cu programarea. Python în sus, în jos, Java, front-end, back-end. Aoleu, cu ce limbaj de programare să începi? Dar vin eu și te întreb. Ce faci dacă nu-ți place programarea? Nu știu, n-ai descoperit această pasiune în facultate, în liceu. Majoritatea cursurilor, bootcamp-urilor, școlilor online se bazează pe programare. Păi, dar dacă nu-ți place programarea, ce te faci? Ești blestemat la o carieră în afara sferei IT? Simplu. Nu toate joburile se bazează pe programare pură. Eu, de exemplu, am urât programarea în liceu și în facultate. Așa că m-am angajat ca internship pe baze de date și sisteme Unix la o companie de telecomunicații acum 11 ani la începutul carierei mele. Bine, faptul că acum lucrez ca și DevOps și în BIM și programarea și administrarea este partea a doua. Nu zice nimeni că nu-ți poți schimba cariera în timp. Fac acest video ca să se aduc la cunoștință că sunt o tonă de joburi care nu se bazează atât de mult pe programare sau care n-au programare de lucru. Joburi precum administrator de baze de date, sysadmin, QA engineer și așa mai departe. Care, by the way, se plătesc super, super bine pentru că există deficit de personal, adică nu sunt destul de mulți oameni care să facă aceste joburi. Stay woke, my friends!